Bună seara, bun găsit la Jurnal! Iată subiectele zilei. Hoții care preferă să lucreze cu telefonul și cu vorba bună au găsit o nouă metodă de făcut bani. O înșelăciune care îi determină pe oamenii îngrijorați să scoată instantaneu banii din conturi pentru a-și ajuta rudele aflate în necaz. Familii păcălite prin metoda accidentul s-au găsit și la Târgu Mureș. 9 astfel de cazuri au fost înregistrate numai în această săptămână. O femeie a povestit prin ce a trecut și cum a fost la un pas să piardă o sumă mare de bani. Da? Alo, bună ziua, doamnă! V-am sunat să vă informez că fiul dumneavoastră a lovit pe cineva cu mașina. Vă rog să nu contactați pe nimeni, trebuie să ne trimiteți nouă bani prin virament bancar, avem nevoie de 300 de milioane ca să nu fie închis fiul dumneavoastră. O bătrână din Târgu Mureș a fost înșelată cu metoda accidentului la începutul acestei săptămâni. Femeia a fost sunată de către un necunoscut care i-a spus că fiul ei are nevoie urgentă de bani pentru a scăpa de consecințele juridice în urma unui accident rutier. Și două zile a sunat cineva că băiatul a lovit un copil și trebuie de urgență să trimit banii că trebuie să-l opereze că dacă nu-l închide. Și era băiatul cu nevastă să. Dar ce sunteți familia? Da. Să știți că fiul dumneavoastră a făcut un accident, a lovit un copil. Și neapărat în timp de oară trebuie să trimiteți 300 de milioane, că dacă nu-l închide pe băiat. Ca să fie mai convingător, bărbatul chiar i-l-a dat la telefon pe presupusul fiu, care plângând i-a spus bătrânei să facă rost de bani cât mai repede. Apelantul i-a indicat o bancă și un cont bancar unde să depună urgent suma. Femeia a cerut ajutorul unei rude și a reușit să facă rost de bani pe care i-a depus seara la bancă. Ora 7 fără 20 am depus banii seara. După ce a venit acasă, ce băiat, mamică, ce ai făcut că eu uite aici azi? Tu l-ai, doamne, mă, copile, dar tu nu ești închis. Păi, mamică, dumneata, întâi, în loc să și ne suna pe noi să ne spui, uite care, ce ați pățit? Eu, fiind speriată, fiind, nu mai știam, nu mai judecam, nu mai știam ce, m-am dus repede să duc banii la bancă. Odată descoperită înșelăciunea, fiul femeii a depus plângere la poliție. Cire, suma de bani a fost depusă la o oră destul de târzie la unitatea bancară. Fiul victimei a ajuns acasă și au realizat că a fost vorba de o înșelăciune. S-au prezentat la poliție în seara aceleași zile și în cursul dimineții la unitatea bancară s-a reușit blocarea tranzacției. Cercetările continuă în acest caz pentru tentativă de înșelăciune. Tot în această săptămână au mai fost înregistrate și alte cazuri în care hoții au reușit să pună mâna pe bani. Valoarea pentru cele nouă se ridică la peste 30.000 lei. În condițiile în care suma care s-a reușit a nu fi virată era de 30.000 lei. În cazul în care infracțiunea s-ar fi consumat, prejudiciul s-ar fi ridicat la peste 60.000 lei. Polițiștii le recomandă cetățenilor, în special persoanelor în vârstă, să nu dea curs unor astfel de solicitări telefonice, să verifice veridicitatea aspectelor semnalate și, în cazul unor neconcordanțe, să anunțe imediat poliția la 112. Astăzi se celebrează Ziua Mondială a Bolii Parkinson. În scopul informării și sensibilizării populației față de realitățile dramatice generate de această afecțiune, mai mulți vârstnici au fost invitați la discuții cu specialiștii în domeniu. Aceștia susțin că boala Parkinson este una degenerativă ce survine în urma distrugerii lente și progresive a neuronilor. Mai mulți vârstnici suferinți ai bolii Parkinson au luat parte astăzi la o întâlnire cu specialiștii în domeniu. Aceștia au vorbit despre zona afectată de boală, care joacă un rol important în controlul mișcărilor. Pacienții prezintă gesturi rigide, scandate și incontrolabile, tremuri și instabilitate posturală. Ocazia zilei de 11 aprilie, care este Ziua Mondială a Pacienților cu boală Parkinson, am organizat pentru prima oară în Târgu Mureș un eveniment de suflet, vrem să fie, la care dorim prin care dorim să conștientizăm atât autoritățile locale cât și pacienții cu boală Parkinson că este o problemă de sănătate deosebită și că sunt resurse terapeutice, doar că trebuie implicate toate eforurile, dar și implicația personală a pacienților trebuie să fie la fel de mare ca și a celor care se chinuie să facă ceva pentru ei.
Tulburările legate de boala Parkinson apar cel mai adesea între 50 și 70 de ani. La început, simptomele pot fi confundate cu procesul normal de îmbătrânire, dar pe măsura agravării acestora, diagnosticul devine evident. Sunt bolnav de Parkinson. Și cum vă descurcați cu această boală? Cum trăiți cu ea? Trăiesc, dar foarte mare problemă cu scrisul. De altfel, fizic, bine. Pentru boala Parkinson. Sunteți bolnavă și dumneavoastră? Da. Cum vă descurcați? De când suferiți de această boală? De 4 ani. Și cum vă descurcați? Vă este greu? Foarte greu, că sunt singură. 3 ani de zile iau medicamente. Și cum vă descurcați cu ea? Este greu? Să știți că am crezut că o să fie mai greu, dar nu-i. Eu am trecut peste el, am ocupat, lucrez și... Spre deosebire de alte afecțiuni neurologice, această boală este una tratabilă. Tratamentul este atât medicamentos cât și chirurgical, prin implantarea unui dispozitiv pentru stimularea creierului. La scară mondială, 300.000 de persoane sunt diagnosticate anual cu această boală. O echipă de medici din cadrul Clinicii de Urologie a Spitalului Clinic Județean Mureș a realizat în premieră la Târgu Mureș o intervenție chirurgicală de reconstrucție a vezicii urinare cu un segment de intestin subțire. Operația a fost efectuată unui pacient diagnosticat cu tuberculoză urogenitală. Operația a fost realizată la începutul acestei săptămâni unui bărbat de 48 de ani, care după ce a urmat un tratament corect de tuberculoză timp de 6 luni, a rămas cu o vezică de capacitatea 10-20 de mililitri și rinichiul drept dilatat, iar cel stâng distrus complet. Pacientul era în pericol de a pierde și al doilea rinic și de a ajunge la dializă din cauza urinării slabe și frecvente. Pacientului i-a fost exclus rinichiul stâng distrus și i-a fost deschisă vezica de mărimea unei nuci. A fost stentat ureterul drept, s-a recoltat un segment de intestin subțire și a fost construită o neovezică care a fost conectată la ceea ce a rămas din vezica proprie. Datorită faptului că s-a păstrat baza vezicii urinare proprii, atât funcția sexuală cât și continența urinară vor fi păstrate nealterate și după intervenția chirurgicală. Astfel, pacientul își va continua viața în mod normal. Tuberculoza urogenitală poate afecta până la distrucție vezica, uretrele, rinichii, dar și organele genitale, adică prostata, veziculele seminale și testiculele. Specialiștii afirmă că lipsa segmentului de intestin din circuitul digestiv folosit la reconstrucția vezicală practic nu are impact negativ asupra organismului, în timp ce reconstituirea vezicii urinare va permite pacientului să urineze în mod natural și să aibă o excelentă calitate a vieții postoperator, fiindu-i asigurată integritatea corporală și reinserția socială ușoară și rapidă. Senatorul Marius Pașcan a declarat ieri că este stupefiat de faptul că se consumă multă energie pentru anchetarea unei cumpărări de teren, cum e cazul Nana, însă nu s-a reușit constituirea unei comisii parlamentare care să ancheteze cazurile de retrocedări ilegale și abuzive din Transilvania. Pașcan spune că el a solicitat acest lucru de mai multe ori prin declarațiile politice făcute de la tribuna Senatului și biroului permanent al Senatului, dar deocamdată nu a primit niciun răspuns. Deci nu se reușește pentru că aici nu există voință politică, nu există interes politic și nimeni nu vrea să își complice viața aducând lumină, practic, în acest jaf care se petrece în avuția statului român. Senatorul a spus că atunci când există un interes politic sau conflictualitățile politice prevalează, cum este și cazul Nana, când trebuie într-un fel sau altul să fie ponegrit președintele, nu contează câte energii se consumă și cât timp se alocă. Aici asta trebuie să ne dea de gândit. De ce în situații mult mai importante, cazuri mult mai grele, retrocedări care prejudicează avuția statului național în ansamblul său, nu se face nimic, nu se reușește constituirea unei comisii parlamentare în cazuri minore sau frivole de parteneriat contractual, o relație comercială, se consumă atâtea energie la nivelul Parlamentului, la nivelul, de fapt, actualei puteri politice a României. Pașcan susține că a solicitat constituirea unei comisii în mai multe rânduri prin declarațiile politice făcute de la tribuna Senatului și biroului de parlament al Senatului, dar deocamdată nu a primit niciun răspuns. În acest sfârșit de săptămână, mureșenii pot vizita Festivalul Meșteșugarilor și obiceiurilor tradiționale, precum și Târgul de Paște. 10 de căsuțe de lemn și standuri expoziționale ale maestrilor populari și ale producătorilor vă așteaptă cu decorațiuni și produse tradiționale specifice sărbătorilor pascale.
Cine va trece în acest sfârșit de săptămână pragul târgului de Paște va găsi o sumedenie de produse, de la ouă încondeiate manual, produse culinare specifice sărbătorilor și până la aranjamente florale. Sunt membru a Asociației Meșterilor Populari pe Moldova, meșter iconar, de aceea am venit cu icoane pictate pe lemn de tei, icoane cu Maica Domnului Iisus Hristos și Sfinții, la dimensiuni diferite. Și de asemenea am venit cu ouă într-o manieră deosebită. Aceste ouă sunt decupate cu motive etnografice, cu decupajul reprezentând ramura cu frunze, floarea pascală, caii care se luptă, pomul vieții. Produse tradiționale, cârnați de casă, cârnați de mangaliță, șuncă de casă, cotlet, ceafă, ciolan, slănină, costița fumată, e toate, ce se vede, uitați, puteți admira și dumneavoastră. Produsele oferiți Târgu Mureșenilor în acest weekend? Le oferim ciocolată de casă și halva, salam de biscuiți, sunt fondante, nuci cu cremă de nucă sunt foarte bune. Aveți aici un produs mai interesant, să ne spuneți din ce îl faceți și cum se numește. Griliaș se numește și este din zahăr ars produsul și nucă și miere de albine. Cât durează să faceți? Nu durează nici o jumătate de oră, este foarte bine. Avem laborator acasă, ăsta este învelită napolitană, este tot griliaș cu cremă de așa, ciocolata de casă, deci sunt foarte bune. Prețurile icoanelor variază de la 50 până la 90 de lei în funcție de mărimea picturii și de timpul de lucru. Dulciurile, carnea și brânzeturile au și ele prețuri destul de accesibile, având în vedere faptul că sunt produse eco. Noi vă recomandăm să vă încumetați. Târgul de Paște se desfășoară în perioada 11-13 aprilie și este deschis publicului de la ora 9 până la ora 21 în molul din cartierul Mureșeni. Sute de copii de la preșcolar și până la elevi de liceu au avut ocazia să vadă pe viu cum se produce apa de la robinet. Ei au vizitat în cadrul programului Școala Altfel uzinele de apă și alte obiective aquaserv, marcând astfel Ziua Mondială a Apei, care a avut loc la sfârșitul lunii martie. Peste 600 de elevi de la 14 instituții de învățământ au înțeles cât de important este un sistem modern de alimentare cu apă potabilă pentru viață și, în general, pentru viața comunităților în special. Specialiștii AquaServ le-au explicat pe înțelesul lor ce se întâmplă cu apa din momentul în care intră în uzina de apă și până când este transmisă ca și apă potabilă spre robinetele din casele lor. Prin intermediul acestor vizite, elevii au aflat pentru prima dată cum se prepară apa potabilă, fără de care activitățile pe care le desfășoară zilnic acasă și la școală nu ar fi posibile. Pe parcursul acestor vizite, elevii au mai aflat că AquaServ, unul dintre cei mai importanți operatori regionali în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din România, produce și distribuie apă potabilă și colectează și epurează apele uzate pentru 300.000 de locuitori din orașele Târgu Mureș, Reghin, Sighișoara, Târnăveni, Luduș, Iernut și Cristuru Secuiesc și din 80 de localități rurale din județele Mureș, Harghita și Bistrița Năsăud. Duminică va avea loc sărbătoarea floriilor. Prasnicul marchează ultima duminică dinaintea învierii Domnului și reprezintă intrarea triumfală a Mântuitorului lui Iisus Hristos în Ierusalim, unde a fost întâmpinat de o sumedenie de credincioși care țineau în mâini ram de finic. Creștinii sărbătoresc intrarea Domnului în Ierusalim cu o săptămână înaintea patimilor sale. Iisus Hristos a intrat în Ierusalim pe un asin, înconjurat de cei 12 apostoli ai săi. Mulțimea l-a întâmpinat cu ramuri de curmal, recunoscându-l ca fiind adevăratul Mântuitor. În această duminică, credincioșii vor merge la biserică pentru a asista la slujba de flori. Liturghia care se săvârșește cu ocazia acestui eveniment, care ne plasează pe noi nu înapoi în timp, ci în veșnicia lui Dumnezeu care coboară. Sfânta Liturghie are în cadrul ei și sfințirea ramurilor verzi, care se împărțesc după terminarea slujbei credincioșilor pentru a fi duse aceste ramuri sfințite acasă și care păzesc de vreme grea, cum se spune la țară, când de apărare împotriva gheții, a furtunilor violente, a secetei și așa mai departe. Deci cei care țin postul Paștelui vor avea dezlegare la pește duminică, atunci când biserica va începe să oficieze în fiecare seară deniile în amintirea zilelor din săptămâna patimilor, credincioșii petrecându-l prin slujbe pe Iisus, pe drumul crucii până la moarte și înviere. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Dacă aveți sugestii și reclamații, le așteptăm pe adresa de e-mail știrearond@tv.ro. O seară frumoasă tuturor! La revedere!
Din respect pentru părul tău. Salon Diamond Hair.